La Muzeul Mineritului din Petroșani vor fi celebrați mâine cei 50 de ani trecuți de la data la care a fost înființat acesta în baza unei decizii a sfatului popular al regiunii Hunedoara, ce purta numărul 750 și era datată 4 august 1961. Primul sediu al muzeului se afla pe strada Ion Creangă numărul 1, într-o casă amplasată în zona actualului Parc Central. Cea din tâi expoziție organizată de noua instituție de cultură a fost dedicată Revoluției cu și a fost găzduită de una dintre sălile fostului Teatru de Stat din cartierul Colonie. Anul 1966 aduce mutarea muzeului în sediul în care își desfășoară și în prezent activitatea într-o clădire care inițial servise ca locuință de serviciu pentru conducătorii fostei societăți anonime a cărbunelui Petroșani. Pentru expoziție am pregătit toate afișele care în decursul acestor ani au fost expoziții de pictură, de, mă rog, toate expozițiile. Nu le avem toate afișele, dar o parte din ele reprezentative pentru ce s-a făcut în 50 de ani. Avem invitați și din cei care au plecat de la muzeu și sunt plecați din localitate Vin și Dân și festivitatea va fi la ora 17 și sperăm să vină și cei lanți în afara de cei care au lucrat la muzeu deoarece în data de 6 august este celebrată în Valea Jiului Ziua Minerului și această zi va fi marcată de către Muzeul din Petroșani. Păi de Ziua Minerului, tot afișe cu toate expozițiile care le-am avut, în general cele de pictură, și vom scoate și câteva picturi, mineri de la diferite mine, care le-am avut în decursul anilor.